stai, că eu le aveam pregătite, uite aici. Haideți, prima ghicitoare. Am cămăși nenumărate. Plângi de le dezbraci pe toate. Ia să vedem cine e ager. Când noi plângem? Atunci când avem careva emoții, cum ar fi, de exemplu, nu știu, când suntem triști, da? Când mai plângem noi? Atunci când ne este dor, atunci când ne-am lovit, atunci când mai plâng copiii când vor ceva și vor să obțină cu orice preț, chiar pot să plângă. Așa, dar când noi mai plângem? Ia să vedem. Când noi mai plângem? Și ghicitoarea zice în felul următor. Am cămăși nenumărate. Plângi de le dezbraci pe toate. Ce-o fi? Hai să vedem dacă găsim vreun răspuns corect. Nimeni nu s-a prins încă, da? Aveți nevoie de indicii? Ia să vedem. Copii, aveți nevoie de indicii? Când noi plângem, dar trebuie să plângem, dar plângem nu atunci când avem careva emoții. E vorba de niște lacrimi care nu sunt legate de emoții. Când mai plângem noi? Hai să vedem. Cine e acolo? Cine e prezent? Bravo! Este vorba de ceapă! Și tam-taradam! Răspunsul corect? Ceapa! Bravo! Haideți să dăm aplauze pentru toți copiii care au ghicit prima ghicitoare. Bravo! Bravo! Bine! Mergem mai departe? Mai dăm o ghicitoare? Sunteți gata pentru a doua ghicitoare? Ia să vedem! Hai să văd! Cine e gata? Cine e gata? Pune o inimioară, da? Cine e gata, pune o inimioară, pune un like, scrie da, suntem gata și nu vreau să mă ia cu lopata. Ia să vedem. Următoarea ghicitoare. Fiți atenți. Voinicel cu haină albă iese primul din zăpadă. Voinicel cu haină albă iese primul din zăpadă. Cine e? Ia să vedem. Voinicel cu haină albă iese primul din zăpadă. Deci e haină albă, adică e ceva de culoare alb și iese primul din zăpadă. Din zăpadă, păi când? Atunci când se topește zăpada. Deci început de primăvară ar fi, da? Poate fi cine oare? La început de primăvară iese un voinicel în haină albă. Așa, voinicel în haină albă. E vorba de ghiocelul, o plantă foarte micuță, adică bine foarte micuță. O floare mică, dar voinică, care se străduie încet, încet și răzbate prin zăpadă ca să ne prevestească ce, copii? Ce prevestește ghiocelul? Bravo, bravo! Haideți încă o dată să-i aplaudăm pe copii pentru cea a doua ghicitoare. Eu acolo mai aveam o întrebare. Ce prevestește la noi ghiocelul? Ghiocelul prevestește, adică el ne anunță că vine... Cine? Cine vine? Ia să vedem dacă știți răspunsul. Nimeni nu știe ce prevestește ghiocelul. Ghiocelul este solul cui? Adică el este... Dacă a apărut ghiocelul, înseamnă că se termină iarna și vine... Cine vine? Atunci când apare ghiocelul, noi spunem că uite, vine... Așa este! Bravo! Ghiocelul este cel care nouă ne aduce informație. Că iată, se termină iarna și vine primăvara și iată imaginea cu ghiocelul. Se vede? Nu se vede? Se vede. Uite așa, ghiocelul nostru micuț
care ne aduce primăvara. Bine, hai încă o ghicitoare, da? Sunteți pregătiți? Următoarea ghicitoare, a treia ghicitoare. Ia să vedem dacă vă isprăviți și cu asta la fel de bine cum v-ați isprăvit cu celelalte două. Ziua, cât este de mare, stă tot cu fața la soare. Cât e ziua de mare, stă cu fața doar la soare. Cine stă cu fața la soare? Bine că aș sta și eu cu fața la soare, da? Dar cine, la cine credeți că s-a referit ghicitoarea noastră? Hai să vedem. Cine stă cu fața la soare? E vorba de o floare. Hai să vă dau un indiciu. Așa. Care floare stă cu fața la soare? Dacă vă gândiți bine, chiar în întrebarea mea, care am spus-o acum, e vorba, aveți și răspunsul. Cine? Floarea soarelui. Așa. Bravo! Bravo! N-am auzit, nu văd să aplaudați. Ia să vedem, părinții voștri vă aplaudă pe voi acum. Bravo! Bravo! A, iată și floarea soarelui, să vă arăt imaginea, da? Floarea soarelui, care se spune că ea ce face? Se învârte după soare, da? Și urmărește razele soarelui ca un spectator. Așa cum vă urmăriți voi spectacolele noastre, da? Căței are, dar nu latră și nu-l ții legat la poartă. Despre căței, da? E vorba. Cine are căței? Cine? Când spuneți căței, vă gândiți la... La ce? Hau, 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 hau. Prietenul omului, cine e? Căței, 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 e vorba de câine. Dar uite că ghicitoarea noastră spune că căței are, dar nu latră și nici nu îl ținem legat la poartă. Deci nu e vorba totuși de câine, dar de altceva. Ce mai este cu căței? Căței. Și ne mai spunem, ne mai zicem că într-o 11 sau 7 frați într-o cămașă îmbrăcați. Bine că acum să se ducă cineva să numere câți căței are. Un ce? Da, câinele are căței, dar noi vorbim de ceva ce nu e câine, pentru că nu-l latră și nici nu-l ținem legat la poartă, așa spune ghicitoarea. E căței, doar că nu e animal, nu e câinele. Să știți că copiică usturoiul... A, v-am dat răspuns la ghicitoare, da! Îi zic mie că e usturoi, reacția e, tu faci mâncare cu căței? Usturoiul, da!